Recepția lucrărilor la noul sediu al Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Vasile Iliuță. Începute în anul 2013, lucrările de construcție au fost sistate prin hotărârea Consiliului Județean în anul 2016. Anul trecut, consilierii județeni au aprobat reluarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții Centrul Județean pentru Cultură și Administrație Publică Barbu Știrbei, Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu. Valoarea contractului a fost de peste 4 milioane de lei fără TVA, iar perioada de finalizare a lucrărilor a fost de 12 luni. Pe lângă lucrările necesare pentru realizarea construcției, constructorul s-a obligat să asigure dotările și mobilierul aferent. Licitația pentru continuarea lucrărilor a fost câștigată de o firmă călărășeană, aceea societate care a executat lucrările și înainte de sistarea acestora. Bine ați venit! Astăzi cred că reușim, reușim să inaugurăm cel mai important, să spunem, obiectiv al Consiliului Județean. Este vorba despre Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu, această investiție care a fost destul de criticată în mandatul la preluare, cu etajul 4, cu etajul 5. Uitați că am reușit să ducem la bun sfârșit. Mulțumesc echipei Consiliului Județean că și-a dat toată străduința să putem să ajungem să finalizăm această investiție. E o investiție de 12 milioane de ron, finalizată astăzi. Aici contribuția doamnei director manager, care a depus efortul să putem să reușim ca în 1 august, așa cum am promis, să o inaugurăm. Mulțumim domnului inginer constructor, domnule Popescu, mulțumim că ați reușit la termenul stabilit prin contract să finalizați această investiție. Domnule director Geană, dumneavoastră și cu doamna inginer Goran, sunteți cei care ați supervizat, să spunem, finalizarea acestei construcții. Uite câteva cuvinte despre ea. Când a început? A început în iulie 2013, s-a finalizat în 5-7-2019. Noi am procedat la întocmirea tuturor documentațiilor care sunt necesare în vederea efectuării unei recepții la terminarea lucrărilor, comunicările către emitentul autorizației, respectiv Primăria Municipiului Călăraș, către Inspectoratul de Construcții, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Și astăzi ne aflăm în fața faptului împlinit, așa cum ați spus și dumneavoastră, a fost o investiție destul de grea, un edificiu de cultură, motiv pentru care astăzi se văd rezultatele muncii noastre, atât ale constructorului, ale antreprenorului general, cât și ale echipei din cadrul Consiliului Județean. Această bibliotecă va asigura funcționarea bibliotecii la nivel de județ, având un volum de carte de aproximativ 350.000 de volume. În prezent, biblioteca își desfășoară activitatea în 3 locații diferite, cu spațiu de depozitare și desfășurarea activității în propriu, motiv pentru care în acest obiectiv are toate spațiile funcționale, începând de la sală, depozitare, carte cu acces la raft, sală de mediatecă și internet, ludotecă, sală de împrumut, spații depozitare carte, săli multifuncționale, sală de cerc de artă plastică, inclusiv două săli de cerc, în funcție de destinația pe care doamna manager o va stabili, va putea să rezolve toate necesitățile și cerințele acestui obiectiv. Așa cum ați spus și dumneavoastră, valoarea totală a acestui obiectiv de investiție este 12.071.000 de lei, cu TVA inclus. Biblioteca este dotată cu mobilierul necesar aferent desfășurării activității, dispune de un lift panoramic, de o rampă pentru persoane cu dizabilități, instalație de ventilație, climatizare, toate instalațiile aferente solicitate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, avertizare incendiu, apelare personal, control acces, supraveghere video. Deci sunt îndeplinite, este un obiectiv la standardul
internațional și condiții foarte bune. Eu cam atât am avut de spus. Eu n-am cuvinte să vă mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și pentru faptul că m-ați lăsat să am mână liberă pentru acest spațiu. Tehnicului că m-a sprijinit de fiecare dată și fiecare modificare pe care am adus-o acestei clădiri mi-a fost permisă. Colegilor mei care, vreau să vă spun că ei sunt armata nevăzută a acestei instituții, dar o armată destul de bine pregătită. Mulțumesc constructorului, am avut o colaborare foarte bună cu domnul Popescu. Ce să vă spun, este prima dată în istoria acestei instituții când avem o clădire a noastră. Este Casa Cărților. În această casă așteptăm pe oricine, toți utilizatorii noștri vor fi primiți ca și cum această instituție, această clădire este a lor. Pentru că, de fapt și de drept, este a lor. Vă mulțumesc frumos! Și o salutăm și pe Betty, se spune și Betty că e consilierul care răspunde de muzeu, de bibliotecă și de centru cultural. Mulțumim, Betty, că ai dat sprijinul să putem să ajungem la termen să finalizăm. Și așa este. Legătura mea cu domnul președinte este prin consilierul pe probleme de cultură, doamna Elisabeta Neacu. Mulțumesc, doamna! Mulțumesc. Acum, domnule Popescu, dumneavoastră sunteți cel care vă urmăm și vă... Dragii colegi, astăzi o sănătoși, toți care sunteți beneficiari cu cei colegii dumneavoastră, înseamnă că astăzi ne-am îndeplinit promisiunile pe care le-am făcut. N-am lăsat răutățile să ne înconjoare și am dat la o parte și am pus umărul toți să finalizăm această construcție cu toate problemele pe care le-am găsit, chiar dacă au fost un etaj, l-am pus la loc, dumneavoastră ați recitat din nou această investiție și uite că s-a finalizat. Pentru că este... Ai condiționat? Avem condiționat. Sunt 4 ventiloconvectoare. Este asigurată și la toată credința de ventiloconvectoare. Deci nu avem probleme cu căldura. Este super. Este, cred că, una dintre cele mai frumoase zone. Cea mai luminată. Cea mai luminată. Acum doar am reluat clădirea. Veți vedea cum o să arate peste 2 luni. Acum am luat-o pe la constructor. Flori, fotogolii, lumina ambientală, muzică. Avem boxe. Am sistem informatic specializat pe și poți să-ți cauți ce carte vrei, unde o găsești, dacă e pentru unul, dacă e pe lectură, dacă e... Și toate difuzoarele astea sunt pe toate etajele, nu? Pe toate etajele și pe unul. Avem niște programe, niște proiecte, pe care le tot facem de vreo 2 ani de zile. Și veniți în sprijin cetățenilor. Să-i lasă copilul la lui. Da, 2-3 ore, 2-3, 4 ore. Și noi, în timpul ăsta, ne plătim ei. Și lucrăm pentru ce facem până la urmă? Să reușim să facem să îndrăgească taci. Să citească. Să-l apropiem de lecturi. Avem calculatoare cu internet gratuit. Acces la... avem un program informatic Lex ca să poată să își acceseze legislația, copiii să-și facă referate, multe activități. De obicei, sala de lectură ținem exemplarul care nu circulă publicului și pentru cei care vor să consulte, avem acea sală de consultare și de presă și de celelalte volume. Haideți să vedeți și depozitele, pentru că până acum n-ați văzut depozitele. Astea sunt făcute nu am rafturi metalice, deoarece sunt regulile pomierilor. Nu avem voie să folosim alte tipuri de rafturi decât din metal.
Ușa este anti-incendiu, dacă spuneți că asta e. Avem niște trape de fund, dar sunt anti-incendiu. Trebuie să reziste la foc, cred că 90.000 sau ceva de genul. Avem acele trape prin care se poate evacua fum și ferestrele la fel. În momentul în care detectează fum sau avem alarmă la incendiu, să deschid automat ferestrele, trape. Când e caraportul? Peste două luni. Peste două luni. Deci peste două luni nu va mai arăta așa. O să fie, știți cum este o casă când ați luat-o și nu are nimic, este cum ți-a dat-o constructorul. Și după vine un designer și îți face ceva frumos și deci ai perdele și ai... Da. Da. Trebuie să aducem cărțile, mai avem niște rafturi ale noastre care avem, sunt în lemn. Și bibliotecă electronică? N-avem încă scanat. Nimic. Pentru că de obicei se scanează cartea rară și noi nu avem. Suntem o bibliotecă de cărți. Da.